Având în vedere contextul acestei mini-vacanțe, ocazionate, ca să spun așa, de Ziua Internațională a Copilului și de Sărbătoarea Rusaliilor, am dorit ca să organizăm această conferință de presă în care reprezentanții instituțiilor subordonate Ministerului de Interne vă vor comunica recomandările pe care le au pentru această mini-vacanță și copiilor care ar dori să transmită și ei recomandările lor pentru ceilalți copii. Așadar, astăzi, în afară de reprezentanții instituțiilor despre care vorbeam, Antonia, Andra, Maria și Ștefan vor transmite și ei recomandările lor pentru copii. Vă rog, o să începem cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Bună ziua! Sunt capitan Irina Popa, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț. După cum știți, pompierii nemțeni sunt zilnic la datorie pentru asigurarea măsurilor de operative la solicitările primite din partea cetățenilor. În această perioadă, mulți cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber în zone de agrement, din jurul localităților, în zone montane sau în alte locuri aflate în mijlocul naturii, utilizând surse de aprindere. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite care pot avea consecințe grave, recomandăm respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor. Nu faceți foc decât în locurile permise și amenajate în acest sens. Nu faceți focul la o distanță mai puțin de 100 de metri de pădure și în condiții de vânt. Nu aruncați resturi de țigări la întâmplare, acestea pot aprinde vegetația uscată sau alte materiale combustibile. Nu lăsați copiii să se joace cu focul, nu lăsați niciodată focul nesupravegheat. Păstrați curățenia și ordinea în zona de campare. Nu părăsiți focul făcut înainte de a vă asigura de stingerea lui completă. Nu lăsați copiii nesupravegheați. În spațiile de cazare nu utilizați consumatori electrici improvizați sau care prezintă defecțiuni și nu lăsați nesupravegheată aparatura electrică sub tensiune. În situația în care se observă deficiențe în acest sens, sesizați imediat administrația operatorului economic. De asemenea, recomandăm cetățenilor să nu blocheze cu autoturismele proprietate personală căile de acces spre unitățile de cazare, unitățile de cult sau hidranții stradali, pentru a permite forțelor de intervenție să acționeze în cazul producerii unei situații de urgență. Fiți responsabili, respectați măsurile de prevenire și stingere a incendiilor oriunde vă aflați. Pentru detalii suplimentare privind modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, consultați ghidurile de pe platforma națională fiipregătit.ro. Nu uitați, orice situație de urgență trebuie anunțată în cel mai scurt timp la numărul unic de urgență 112. Pentru că 1 iunie este Ziua Copilului și celebrăm copilul, vom organiza activități de informare preventivă, prezentarea tehnicii de intervenție, dar și jocuri, în municipiul Piatra Neamț pe platoul Curții Domnești, în municipiul Roman, în fața primăriei, dar și în parcul din orașul Târgu Neamț. La mulți ani tuturor copiilor! Mulțumim. Acum dăm cuvântul reprezentantului Inspectoratului Județean pentru Jandarmerie. Bună ziua, sunt sergent major Georgiana Doboș, purtătoarea de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Neamț. În contextul mini-vacanței prilejuită de sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului și a Rusaliilor Ortodoxe, care se vor desfășura în perioada 1 iunie, 5, jandarmii nemțeni vor fi la datorie și vor asigura măsurile necesare, astfel încât manifestările cultural-artistice și activitățile recreative organizate în spațiu public să se desfășoare în condiții de siguranță. Totodată, jandarmii nemțeni împreună cu polițiștii și pompierii vor organiza activități interactive pe date de 1 iunie, începând cu ora 9, pe platoul Curții Domnești din municipiul Piatra Neamț, unde vom celebra Ziua Internațională a Copilului. Măsurile de ordine publică vor viza și activități care se vor desfășura cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în parcul municipal din Roman, începând cu ora 11, cât și în Roznov, începând cu ora 14:30. Având în vedere că organizatorii estimează o prezență numeroasă a cetățenilor și la manifestările cultural-artistice care sunt dedicate exclusiv copiilor, pentru prevenirea producerii unor incidente neplăcute, jandarmii recomandă cetățenilor care vor lua parte la aceste activități următoarele măsuri. Să respecte regulile stabilite de către organizatori pe timpul desfășurării evenimentelor, să acorde o atenție deosebită copiilor care se pot rătăci cu ușurință în mulțime, cât și a bunurilor și obiectelor personale. Să adopte un comportament civilizat și respectos față de cei din jur și să evite implicarea în conflicte de orice natură. Jandarmii montani vor fi prezenți și ei în zonele de agrement și pe traseele turistice pentru informarea și îndrumarea turiștilor care au decis să se bucure de aceste zile minunate în mijlocul naturii și le recomandă să nu se aventureze singuri pe traseele turistice de pe masivul Ceahlău, să se echipeze adecvat drumețiilor montane și să informeze asupra prognozei meteo și să evite drumețiile pe vreme nefavorabilă.
Pentru prevenirea și reducerea impactului negativ asupra mediului, recomandăm respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, cetățenii având obligația să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să îl supravegheze în permanență, să parcheze autovehiculele doar în zonele destinate acestui scop și să lase locul curat. Pe această cale, le urăm tuturor copiilor un sincer și călduros la mulți ani, iar dumneavoastră să aveți o mini-vacanță în siguranță. Mulțumim! Inspectoratul Județean de Poliție. Nu o să mă cocos și așa în anălțime, îi lăsăm pe cei mici. Dragi nemțeni, ne pregătim de o perioadă de mini-vacanță în care îi vom sărbători pe cei mici și ne vom bucura de sărbătoarea Rusalilor. Principalul obiectiv al nostru, al polițiștilor în această perioadă, este acela de a asigura ordinea și liniștea publică, astfel încât oamenii să petreacă așa cum este firesc, în siguranță. Polițiștii de ordine publică vor preveni și combate faptele antisociale, iar în cazul unor situații deosebite, luptătorii de la acțiuni speciale sunt pregătiți să intervină. Polițiștii rutieri se vor afla în teren pentru a fluidiza traficul rutier pe drumurile spre stațiunile turistice, pe principalele artere și pe căile de acces către locașurile de cult. Pentru prevenirea accidentelor de circulație și menținerea unei atitudini prudente în trafic, se va acționa cu aparate radar, inclusiv cu dispozitivele TruCam și pistoalele radar. Pentru a vă petrece timpul liber în siguranță, vă recomandăm să aveți grijă de bunurile personale. Să fiți prudenți în relațiile cu persoanele cunoscute întâmplător și să fiți atenți la cei mici care vă însoțesc. În caz de nevoie sau dacă ați asistat ori ați luat cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați la cel mai apropiat polițist ori sunați la 112, numărul pentru apeluri unice de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum o să dăm cuvântul copiilor. O să începem cu Maria, care reprezintă prefectura. Trebuie să vă spunem că și Sara este prezentă aici. Ea este din partea presei, a v-ați vedea. Te rog, Maria! Bună ziua, mă numesc Maria Alexandra Gavriluț. Sunt astăzi alături de tatăl meu care lucrează la instituția prefectului, județul Neamț. Această instituție coordonează serviciile de față, MAI, ISU și jandarmerie. Prin grija părinților noștri, în fiecare zi suntem în siguranță. Copilăria este cadoul pe care ni-l oferă viața. Să ne bucurăm de ea. La mulți ani tuturor copiilor și părinților! Mulțumesc. Ștefan, el este reprezentantul celor de la ISU. După cum ați văzut, copiii au și îmbrăcat haina instituției pe care o reprezintă. Trebuie să vă spun un secret, ei sunt și împreună cu părinții lor aici. Te rugăm, Ștefan. Bună ziua, mă numesc Ștefan Popa și sunt copil de pompieri. După cum bine știți, pompierii sunt zilnic la datorie și intervin oriunde este nevoie. Pe perioada mini-vacanței de 1 iunie, vă rog să respectați recomandările pompierilor pentru a nu vă pune viața în pericol. Nu vă jucați cu focul. Folosiți numărul de urgență 112 doar dacă aveți nevoie. La mulți ani tuturor copiilor! Pe 1 iunie, pompierii vă invită la joacă pe platoul Curții Domnești. Andra? Andra, din partea Inspectoratului Județean de Jandarmi. Bună ziua! Numele meu este Andra, am 11 ani și pentru o zi voi fi purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Neamț. Noi copiii iubim drumețiile, iar dacă doriți de 1 iunie să mergeți pe munte și să uitați pentru o clipă de telefon, tabletă sau calculator, sigur vă veți întâlni cu jandarmii montani care vă recomandă. Înainte de a pleca în excursie, informați-vă legătură cu traseul propus, prognoza meteo și starea vremii. Plecați pe munte cu echipament potrivit anotimpului. Nu trebuie să vă lipsească lanterna, sacul de dormit, trusa de prim ajutor și telefonul mobil. Nu riscați să plecați singur fără un adult. Folosiți numai traseele marcate. Dacă doriți să mergeți la picnic, vă rog să aveți grijă de natură și să strângeți după voi. Nu uitați că pe 4 iunie vine Gașca Zul din orașul nostru. Nu vă îndepărtați de părinți, iar dacă vă pierdeți, cereți ajutorul unui jandarm, pompier sau polițist. La mulți ani nouă, pe mâine, dragi copii! Să ne jucăm în siguranță și să visăm frumos că acum este timpul nostru! Și acum o invităm pe Antonia, ea reprezintă Inspectoratul Județean de Poliție, să ne spună câteva cuvinte. Hai. Bună ziua! Numele meu este Ciofu Antonia și, după cum v-ați dat deja seama, am același nume ca și mama mea. Pentru că ziua de 1 iunie se apropie cu pași repezi, iar noi copiii avem tendința de a ne grăbi,
Vreau să le transmit tuturor să se grăbească încet, mai ales dacă se află lângă o stradă. În cazul în care nu ați aflat deja, pe străzi se află zebre. Noi copiii iubim zebrele. Ele ne așteaptă să ne treacă strada în siguranță. Dragi copii, dacă urmează să călătoriți în mașină cu cei un pic mai mari, nu uitați să vă puneți într-un gălzănel o carte, jocuri și multă răbdare. Iar dacă cei mari uită de centură de siguranță și de răbdare, nu uitați să le amintiți voi acest lucru. Astfel, timpul petrecut pe drum va trece mai rapid și noi vom ajunge la destinație în siguranță. În drumul vostru veți întâlni cu siguranță un polițist rutier. Vă zic un secret. Și el a fost copil. Zâmbiți și fiți politicoși, pentru că în trafic politețea este cea mai importantă. Dacă cumva în joaca voastră ați scăpat mâna lui mami sau a lui tati, nu uitați, prietenul vostru cel mai apropiat este un polițist. Dacă aveți la voi un telefon, chiar și fără minute sau credit, apelați repejor la 112. La capătul lui se va afla o persoană care vă va ajuta să ajungeți în siguranță la cei dragi. Dragi copii, jucați-vă, dar jucați-vă în siguranță! Acestea fiind spuse, conferința de presă se încheie. Urăm tuturor copiilor la mulți ani și tuturor adulților să se bucure de această mini-vacanță în liniște. Vă mulțumim!